Eu cred că trebuie însă puține indicații legate și de lucrările de licență. Cel puțin în domeniul mecanic. Nu poți să faci numai măieți de-astea de prin literatură. Trebuie să faci și măcar ce practic. Așa e cerința. Și acum, în fine, unii au început într-o situație fericită. Deci propunerea pe care... indulgență. Corect, ai perfectă dreptate. Nu zic cuvântul indulgență, dar un pic de fereastră deschisă. Apoi, eu sunt îndrumător de grupă la anul 4 și nu sunt mulți, sunt 16 copii. Câțiva din ei mai au niște restanțe, care acum mai trebuiau. Acum nu i-a apăr pe ei, o grămadă de posibilități. Restanțe însă sunt la niște cadre didactice care, mă ierți, nu îi văd în stare să intre să facă cu ei chestii din astea. Nu știu, să facă ceva prin poștă, prin plic, prin nu știu cum, dar nu cred, suntem în secolul 21. Modalitatea de a comunica cu studenții prin poștă nu este nici permisă prin GDPR la ora actuală. Deci nu se poate. Trebuie să existe o platformă aprobată de către Universitatea Politehnică. Da, dar eu mă gândesc că fiind acolo unde situații puține, eu știu, mai sunt trei restanțieri la o materie X, da? Da. Dacă așa cum pot, noi pot lucrăm pe Skype, ei pot să trimite prin poșta electronică ceva subiect și să răspundă studentul și dacă, cu asta deci, este examenul. Că ori pe poșta electronică individual. Ioana, îmi cer scuze, pot să mă lași, te rog frumos să răspund la întrebările tale. Spune, mulțumesc foarte mult. În acest moment, cum am zis, există două întrebări, de fapt, în întrebările pe care le-a pus doamna profesor Ionel. Da, te rog frumos să închizi microfonul, fiindcă te aud în dublu. Lasă-mă cu profesor. Da. Lasă-mă, eu sunt... Ok, mulțumesc. Prima este cea legată de licențe. Nu am o soluție în acest moment decât că facultățile care au existat în campusul virtual și înainte, ETC-ul, AC-ul, Hunedoara, chiar arhitectura, aveau și comunicarea, de exemplu, aveau zone de licență, cursuri dedicate de licență, prin care comunicau cu studenții. Așa selectau studenții proiectele, temele de proiecte, submiteau anexele, aveau acces la, inclusiv la soluții și la tutoriale de genul Zotero sau cum să caute resurse bibliografice corect, cum să le indexeze corect, cum să nu facă plagiarism. Acest lucru poate să continue. Eu nu cred că ne vom trezi până în iunie și nu vom putea să ne reluăm activitatea față în față, adică să ne dea Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva. Deci există activități care se pot derula în online chiar și pentru facultatea de mecanică sau de chimie sau de construcții, da? Care se numește studiu bibliografic, suport și înțelegere, literature review, da? Din exprimarea noastră de cercetare științifică. Încercați să faceți acest lucru. După aceea, când va trebui să realizeze efectiv practic cu studentul ceva, nu știu, laboratoarele din Politehnică sau laboratoarele din întreprindere cu care aveți înțelegeri de practică, sper că până atunci să putem să facem față în față. Nu am nicio soluție. Propunerea pe care noi am adresat-o Consiliului de Administrație exact pentru partea aceasta de licență este să creeze pe lângă așa o entitate mică de lucru în cadrul fiecarei facultăți, din care să facă parte și cineva din decanatele facultăților, care să facă și partea administrare și orarul nou, să creeze exact aceste grupuri de suport pentru licență, pentru studenți, pentru integrarea cu secretariatele. Nu uitați că trebuie să comunicăm și cu secretariatele facultăților, fiindcă cel nu poate decât să ofere tutoriale, să ofere structura de lucru, nu poate să se îngrijească de fiecare disciplină, de fiecare curs și de fiecare caz în parte. Pentru acest lucru ne-ar fi trebuit o structură foarte mare. Suntem 4 oameni, doar atât, 4 oameni, da? Care au și ei, pe lângă această activitate, și cursuri și activitatea academică. Nu doar acest lucru de făcut în această, să zicem, perioadă. Chit că noi de o săptămână deja ne-am dedicat exclusiv timpul pentru integrarea
în campusul virtual a tuturor și pentru suportul pe care îl oferim politehnici pentru asta. Asta e prima întrebare. A doua întrebare legată de cursul și de examenele, prezentarea a treia pentru materiile de semestrul întâi. Da, vom crea, am primit deja câteva dintre solicitări, vom crea cursuri în campusul virtual, acolo pentru semestrul întâi, acolo unde sunt prezentarea a treia, în care să puteți să dați și să înrolăm doar acei studenți sau să activăm studenții care sunt înrolați, cum mă gândesc că sunt și în semestrul 2 acei studenți. Deci există deja în campusul virtual. De asta va fi pasul 2. Deci nu este atât de important. Pentru studenții de la învățământ la distanță, credeți-mă, în acest moment nu este vital, pentru că se mai poate da prezentarea a treia până la sfârșitul lunii aprilie. Deci, în acest moment, studenții de la învățământ la distanță, de exemplu, cei mai ales cei din anii terminali, au susținut sâmbătă și duminică examene online. Teste grilă care au fost supervizate pe o durată de timp, au avut doar 10 minute să încerc să răspundă sau 2 minute la fiecare întrebare, jumătate de oră la tot testul grilă. Ele sunt o adevărată tehnologie care se pot realiza. Au făcut întrebări în timp real, deci au scris răspunsurile în timp real, cadrul didactic vedea efectiv ce scrie studentul în timp real pentru fiecare dintre ei. Au făcut întâlniri și examene orale. Unii dintre ei au prezentat proiectele, au primit teme și au schimbat unii profesori. Inclusiv eu mi-am modificat un pic din partea de examinare la prezentarea a treia și le-am solicitat să realizeze o prezentare, un subiect pe care au venit și mi l-au prezentat și le-am pus întrebări. Și acesta a fost examenul. Există diferite metode. O să ajungem să facem webinar și tutorial și despre cum se poate desfășura examenele, dar deocamdată să vedem că există materiale, că există planificare exactă cu ceea ce vă doriți ca studenții să realizeze în această perioadă, că există aceste materiale integrate, că sunt activități, că ați început să comunicați cu studenții din semestrul al doilea și nu vă gândiți doar, stabilesc că e o întâlnire online la un anumit moment prin videoconferință și gata, până săptămâna viitoare am uitat de ei. Nu! Nu se poate întâmpla acest lucru când treceți în online. Trebuie să existe o comunicare eficientă, constantă cu studenții, trebuie să aveți materiale de suport integrate pe campusul virtual și integrate pe bucăți și cu explicații ce se dorește de la acel material. Nu doar pus un PDF acolo, fără niciun fel de conținut sau de context pentru ce va fi el folosit și fără mesaje transmise prin forum sau individual, dar folosiți forumul din acel curs către studenți. Mai am ceva întrebări? Cine mai dorește să zică? Da. Ioana, te rog. O întrebare prostească. Acolo cursul înseamnă tema? Tema? Ai curs? Nu. Cuvântul. Cursul înseamnă disciplina. Deci este cum aveți cursul de tutorial. Nu știu, așa se numește el. Deci un decart este să notez. Că eu am încărcat, am făcut un demo, dar la tema am pus întrebări și sus la anunțuri acolo am pus cursul. Și la tema am pus întrebările. Cursurile se încarcă pentru toată lumea ca și materiale în categorii. Am arătat acest lucru ieri. Da, dar n-am înțeles. Urmăriți încă o dată webinarul. Da? De aceea l-am pus online. Puteți să-l vedeți de câte ori vreți și să-l pleiați în timp real și să faceți lângă el în timp real același lucru. Haideți să permitem, Ioana, te rog frumos, să încerc scuze și la alții să pună întrebări. Mulțumesc tare mult! Cine mai dorește să pună întrebări? Nu mai dorește nimeni? Sau hai să vedem, mai sunt aici întrebări. Mulțumesc, doamna Lavinia Suciu, care pune în chat, după cum vedeți și dumneavoastră, că într-adevăr trebuie să încercăm să ne adaptăm și să facem ce este mai bine și cum este mai bine. Și încercați să vă gândiți și la studenți, în special la ei. Fără ei, noi nu am fi aici, deci nu am avea niciun stop. Am să mă opresc aici cu webinarul, fiindcă nu mai văd că să fie întrebări foarte importante care să fie puse. Am o întrebare de la domnul Septimiu, că dacă se pot face meeting-uri fără să existe suprapuneri cu alte cursuri la care sunt înrolați studenții. De exemplu, unde se văd intervale orare cu care participanții sunt blocați. Da, se poate face acest lucru prin calendarul din campusul virtual și de asemenea și printr-o unealtă de
nu am arătat acest lucru deocamdată, pentru că este destul de avansat. Deocamdată noi încercăm să respectăm orarul care există deja pentru fiecare specializare și pentru fiecare facultate și vă recomandăm să urmați acel orar. Deci să nu programați întâlniri sincrone față în față cu studenții în afara orelor pe care le aveați definite deja cu ei de întâlnire, de curs, de seminar, de laborator, conform cu orarul oficial. Mă iert, când am spus să respectăm orarul, ai spus că nu e neapărat. Acum reviși și spui. Da, deocamdată, zic că trebuie respectat orarul. Da. Ioana, deocamdată, indicația noastră este să respectați orarul pentru întâlnirile online față în față. Nu și pentru alte activități. Va exista un orar special în momentul în care decanatele vor decide cum se va realiza acest orar pe baza deciziei Consiliului de Administrație și a metodologiei care este propusă. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. Da? Mulțumesc! Dacă mai există întrebări de la altcineva, vă rog frumos, sau dacă mai sunt alte probleme, încerc să văd dacă mi-a scăpat ceva din chat și nu am urmărit și nu am răspuns. Cum pot atașa studenții documente? Studenții pot să încarce documente sau să predea documente sau activități prin, dacă dumneavoastră le activați lucrare. Am arătat-o în webinarul de ieri, în care le dați o sarcini, activități în care ei pot să răspundă încărcând documente în campusul virtual pe care nu le mai vede nimeni decât dumneavoastră. Deci nu sunt văzute între studenți acele documente prin lucrare. Activitatea anumită lucrare. Am arătat ieri și se există și tutoriale pe campusul virtual pentru aceasta. Este o întrebare pe care o răspund la întrebarea doamnei Carmen Sticlaru. Tutorialele se pot descărca, tutorialele acestea nu se pot descărca, ele pot să fie vizibile doar online pe canalul YouTube. Este, să zicem, în primul rând că sunt foarte mari. În al doilea rând că toată lumea are acces la internet acum și se poate uita la ele. Nu mai este chiar așa o problemă ca ele să fie descărcate. Da, și într-adevăr, doamna Alic i-a răspuns că cum să vedeți, cum văd studenții, schimbați rolul. Să este și un tutorial și pentru aceasta. O să încercăm pas cu pas în fiecare zi să vă arătăm câte ceva în plus. Ce facem dacă avem astăzi curs? Ori vă creați o sesiune dumneavoastră online prin Zoom sau prin Microsoft Teams sau prin Skype, acolo trebuie să știți numai exact adresele de e-mail și ID-urile studenților. Prin Zoom nu trebuie, vă creați un cont simplu, basic și vă puteți crea cursul online sau ne scrieți nouă și dacă există posibilitatea, dacă putem, o să creăm cursul pentru dumneavoastră. Prioritate are anul terminal și anul întâi. Da, telefoanele pot fi folosite, atât campusul virtual cât și Zoom sunt aplicații dedicate pe mobil și sunt foarte prietenoase pentru mobilul, pentru toate standardele de software pe telefoanele mobile. Cam atât. Se poate vedea lista studenților care participă la un curs video live pe Zoom pentru evidența prezenței lor, da? Puteți să vedeți din participanți. Deci în zona de Zoom, jos, aveți un buton care se numește participanți, dar trebuie să rugați studenții să intre cu numele real. Deci nu cu bla bla bla, sau cum avem și noi acum cadre didactici care a intrat cu BC sau numai cu Bogdan, sau numai cu Mugurel, sau cu CHC, sau cu tot felul altul. Nu știm cine sunt aceia în momentul acela. Dacă nu, faceți prezența. Întrebați la început și există o prezență online, se numește exact așa, prezență, o activitate prezență, și în care puteți să realizați prezența. Există un tutorial de realizare a prezenței pentru campusul virtual, integrat în campusul virtual. Dacă mai sunt alte întrebări, deocamdată nu văd alte întrebări. Vă mulțumesc! Mai aveam de prezentat și mai doream să vă prezint cum să folosiți alte resurse, care este poate partea cea mai importantă pe care vă pot arăta față de aceste întrebări foarte tehnice.
să încercați să vă schimbați un pic din modul de a accesa material de curs. Dar aceea va rămâne probabil în acest moment pentru mâine. Deci, în principiu, mâine la ora 11, dacă nu se suspendă complet activitatea în Universitatea Politehnică din Timișoara, ne vom vedea din nou online. Veți primi un alt link pentru o altă sesiune pe care să putem să urmărim. Și mâine chiar doresc foarte mult să vă pot arăta multitudinea de resurse pe care puteți să o folosiți și să o integrați în curs, seminar, laborator, ce tipuri de proiecte și de activități puteți să faceți cu studenții. Vă mulțumesc pentru astăzi, toate cele bune și multă sănătate tuturor!